Manuel Costache speră în continuare că se va găsi o soluție de finanțare pentru ca Bucovina-Rădăuți să nu se destrame, chiar dacă până la această oră nu s-a primit niciun semnal din partea primăriei Rădăuți. Încă nu știm ce se va întâmpla, însă eu rămân optimist în continuare. Ar fi păcat ca orașul să lase echipa să moară, în condițiile în care eu consider că nu ne-am făcut de râs în ultimele două sezoane ale Ligii a treia, a declarat președintele clubului. Plecând de la această stare de incertitudine, mai mulți jucători importanți au exprimat dorința de a părăsi gruparea rădăuțeană în această vară. Astfel, atacantul ganez Francisac Bleta, aflat la final de contract, poartă negocieri în această perioadă cu mai multe cluburi, printre care FC Medorohoi și Bucovina Pojorâta, iar Hrimiuc și Alupei se află și ei pe picior de plecare. De asemenea, Mihailovici și Sfârnaciuc se vor întoarce la cluburile de care aparțin, ce se gura humorului respectiv Rapid București, în condițiile în care le-au expirat împrumuturile, iar veteranul Ilisoi pare decis să-și agațe ghetele în cui.